și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi voi face o rețetă care mă duce cu gândul la copilărie și anume batoane cu mac. Pentru aluat avem nevoie de 500 de grame de făină, 300 de mililitri de lapte, 7 grame drojdie uscată sau 25 de grame de drojdie proaspătă, 100 de grame de unt, 50 de grame de zahăr și jumătate de linguriță de sare. Pentru început voi pune zahărul în lapte și voi amesteca până când zahărul se dizolvă. Laptele trebuie să fie călduț, dar nu fierbinte. Apoi adaug drojdia și voi lăsa să se activeze timp de 10 minute. În acest timp am topit untul și îl voi lăsa la răcit. Cu făină adăugăm sarea, amestecul de lapte, zahăr și drojdie și amestecăm totul foarte bine până când aluatul format se dezlipește de pe marginea vasului. Adăugăm treptat și untul care este călduț și frământăm până când vom obține un aluat omogen. După ce aluatul este gata, îl voi acoperi cu folie alimentară și îl voi lăsa la dospit pentru 30 de minute. Așa arată aluatul, după cum vedeți și-a dublat volumul, este un aluat cu care se lucrează foarte ușor, iar acum îl voi scoate pe masa de lucru și îl voi împărți în 6 bucăți. Modelăm apoi fiecare bucată în parte și o vom întinde într-o formă dreptunghiulară cu sucitorul uns cu puțin ulei. Rulăm fiecare baton și îl vom pune într-o tavă cu hârtie de copt. După ce am terminat de rulat batoanele, le voi acoperi cu folie alimentară și le mai las la dospit pentru 20 de minute. Mai avem nevoie de 20 de grame de mac pentru decor, eu am avut doar măcinat, un ou bătut cu o lingură de lapte pentru uns și la gata un sirop făcut din 100 de mililitri de apă și 2 linguri de zahăr pe care le-am fiert la foc mic până când siropul a scăzut la jumătate.
Ungem apoi batoanele cu amestecul de ou și lapte, după care presărăm macul. Acum tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 25 de minute. Batoanele sunt gata, uitați cât de bine arată, iar acum cu ajutorul unei pensule le vom unge cu siropul făcut din apă și zahăr. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați like și să vă abonați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept cu mare drag și în filmulețul viitor. Până data viitoare, mulți pupici! Pa!